dragă Dinu, să te provoc să vorbești despre ceea ce este în burta balenei. Pentru că ceea ce este în burta balenei este și pe din afară. Și asta e marea, marea realizare pe care o face prin stilul lui Antonio Lobantune. Și niciun alt scriitor al lumii nu scrie ca el. Dar el spunea, nimeni nu scrie ca mine, nici măcar eu. Voi termina cu un citat proaspăt din El País pe care l-am pus pe coperta a patra. Antonio Lobo Antunes este un autor cu o prodigioasă ușurință de a lansa capodopere, care peste 500 de ani, imprimate peste 5.000 de ani, imprimate pe tăblițe de argilă sau în pulberea stelelor, aceste romane, vor continua să fie citite cu pasiune. Vă trebuie răbdare, vă trebuie talent, citiți-l pe Antonio Lobo Antunes. Thank you.